Stadioane moderne cu public pasional merge fotbalul înainte. Civilizația unui stadion modern aduce lumea la stadion. La Sibiu, toate biletele vândute cu mult înainte de ziua jocului. Hermannstadt a încheiat anul trecut învingându-le pe primele două clasate, Farul și CFR. Începe anul jucând cu echipa clasată în acest moment pe locul 4, veșnică abonată declarativ la titlu, FCSB. Super joc a fost în tur între cele două formații, la București, 2-2, Balaure în poziție de șut, Balaure termină faza, Târnovanu greșește și are noroc. Are noroc, scapă așa până la urmă. Cine a apărut? Minosota. Nu? Nu era el. Era Oroian. Rămân sus sibienii. Același Oroian. Bună centrare, Târnovanu. Atent. Atent și cu noroc. Mingea a venit la el. Vedem încă o dată acest al doilea atac periculos al lui Hermannstadt cu lovitura de cap a lui Valentin Buhăceanu. A simțit nevoia unei superiorități numerice mai mari a formației sale și ea este acum. Olarul vede bine pe Miculescu în careu, fostul arădean David Miculescu. Pentru Companio, care vine bine la colțul scurt, are prin planul, dar nu reușește devierea, a atins-o totuși. Doar cu călcâiul și asta încerca să facă. Da, ieșea un gol frumos. Dar toată faza a fost frumoasă. Balaure. Uite ce bine vede continuarea fazei. Balaure pentru Petrișor Petrescu. Oh! Ce minge! Minunat șut! Superb! Câteva minute după ce a intrat. Și din nou problema asta a mijlocașilor la FCSB. Un spațiu uriaș în fața fundașilor. Ce șut! Îi sare puțin mingea și de aceea o lovește foarte bine. Perfect. Cu șiretul. Hop. Așa e, acum da. I-a sărit. Este la balon, în fața lui apare Bejan. Olaru schimbă inteligent pentru Cordea. Cordea la marginea careului. Cordea, cu șut prost. Cu dreptul, nu simte mingea cu dreptul. De-a dreptul prost. Dar acțiunea a fost bună. A venit Petrișor Petrescu, a sărit bine peste minge pentru Oroian, continuă Oroian în careu, centrare bună! Plonjon salvator al lui Târnovanu. Uite cum lasă Paraschiv și caută să-și găsească o poziție la centrarea lui Oroian. Omrani, nu prea are cu cine, ține de minge, pasează la Tavi Popescu, Coman, Omrani înscrie! Omrani punctează pe bazându-se pe extraordinarul său simț al golului. Foarte calm, finalizează cu un șut la colțul scurt după o combinație bună cu Tavi Popescu și Coman. Vârf cu experiență și cu calitate, Bilel Omrani. Și rafinament, abia a intrat pe teren. Omrani deschide scorul. N-a fost degeaba cu echipier cu Valbuena la Olympique Marseille, club cu care a câștigat Cupa Ligii în Franța, să nu uităm. Nu știu dacă a făcut schimb de casete video cu el. Iată, se duce, așteaptă, pasă bună dată. Ce de Coman. Bună pasă de Coman. Da. Bună pasă. Iese din poartă Letița, puțin